Bună tuturor! În acest video vom discuta o altă întrebare adresată de către dumneavoastră și anume mediastinul posterior. Este o parte din torace care poate este mai dificil de înțeles ca și raporturi topografice, să înțelegem cum vin în raport o structură cu cealaltă. Și o să facem câteva scurte desene ca să înțelegem unde e acest mediastin, ce se regăsește și cum sunt raportate acestea. Așa, schematic. Să spunem că mediastinul este acest dreptunghi. În această parte va veni anteriorul, aici va veni superiorul organismului, inferior și posterior. Bun. Ca și delimitări ale acestui mediastin posterior, în partea anterioară vom regăsi trahea împreună cu sacul pericardic. În partea posterioară vom regăsi coloana vertebrală toracică, adică vertebrele toracale. Iar în partea inferioară vom găsi diafragmul. Bun, mai avem în porțiunile laterale, pleura mediastinală este destul de greu de reprezentat pe acest desen schematic, dar ne putem imagina. Bun, o să mergem mai departe și o să vorbim despre fiecare element în parte, component al mediastinului posterior. Și vom începe cu esofagul. Esofagul este elementul central al acestei regiuni. Dacă ar fi să îl reprezentăm schematic, tot la coloana vertebrală, acesta are mai multe curburi și schimbări de traiect pe parcursul vertebrelor. Ceea ce desenez acum este schematic vertebrele toracice, o parte din acelea care ne interesează pe noi la mediastin. Le numerotăm de la 1 până la 9. Așa. După care vom pune în evidență esofagul. Așa. La început, esofagul, de unde începe porțiunea lui proximală, va fi în partea stângă, ca și linie mediană, raportat linia mediană, va fi în partea stângă deviat. El, de la toracală 4, va fi împins de arcul aortic pe linia mediană și se va menține în această poziție până la nivelul diafragmului, unde va trece în abdomen prin hiatul diafragmatic, esofagian. Bun, ca să și înțelegem cum arcul aortic bombează și îl încolocește, ar veni ceva în acest gen. Aici ar veni arcul aortic. Și atunci arcul aortic ce face? Îl mută spre porțiunea medială al acestuia. Acest lucru este în plan frontal, ca și cum ne-am uitat la coloana vertebrală. Dacă am privi din plan sagital, o să refacem aici vertebrele ca să putem înțelege mult mai bine. Și veți înțelege. Deci, aici avem planul sagital, adică aici este posteriorul și aici ar veni anteriorul corpului. Și atunci esofagul ar veni la început de la toracală 1, practic lipit de coloana vertebrală, iar de la toracală 4 începând, se va distanța. De aceasta, datorită arcului aortic de care spuneam înainte. Tot aici, la acest nivel, doar văzut în alt plan. La nivel de T4 se întâmplă absolut multe chestii. Și bifurcația bronhilor, și încolăcirea arcului aortei peste esofag și așa mai departe. De aceea, T4 este un loc sfânt, să zic așa, din torace.
la fel cum avem și în abdomen, L2-ul. O să vedem mai departe de ce. Și atunci mergem mai departe. Am văzut esofagul, elementul central, practic, al acestei regiuni, care este cel mai mare. Și o să trecem la al doilea element care are funcții importante și este vital, și anume aorta toracică. La fel, vom desena câteva vertebre. De data aceasta începem cu vertebra 4, deoarece de acolo începe vertebra toracală 4, deoarece de în acel loc va începe și aorta toracică. Până la toracală 4 o să avem crosa aortei. Bun, 6, 7, 8, 9 și 10. De ce 10? Pentru că la vertebra toracală 10 este și hiatul aortic, pe unde trece aorta toracică în abdomen și va continua cu aorta abdominală. Aorta, practic, este în partea stângă a coloanei vertebrale, de la T4, de unde începe, aici venind arcul aortic deasupra, îl facem așa schematic, și cu cât merge spre inferior, începând de la T6, începe să se ducă pe linia mediană, altfel împingând esofagul mai departe de coloană. Am văzut în desenul anterior că esofagul stă lipit până la T4 de coloană vertebrală, după care vine aorta și îl îndepărtează mai departe. Bun, asta ar fi traiectul aortei la nivelul mediastinului posterior. Noi acum, toate structurile pe care le vorbim sunt din anterior spre posterior ca și ordine de regăsire în mediastin. Următoarea regiune care ar fi este regiunea paravertebrală. Regiunea paravertebrală care are mai multe elemente. O să păstrăm aceste vertebre deoarece ne vor ajuta mai departe și vom desena și niște vene. La nivel de mediastin avem vena azygos. Este o venă care vine din retroperitoneu, este practic o continuare a venei lumbale ascendente și vine în partea dreaptă a vertebrelor. În partea dreaptă. După aorta toracică fiind următorul element. Bun. Ea se va vărsa în vena cavă superioară. Ea adună, practic, drenează tot ce înseamnă hemitoracie drept, plus partea inferioară de sub diafragm. Și tot la nivelul de T4 va arcui și se va vărsa în vena cavă superioară. După aceea vine vena hemiazygos. Vena hemiazygos. La fel, același traiect, doar că de data aceasta paravertebral stâng. 6, 7, 8. Iar în această porțiune de toracală 6 sau 8, cel mai des în această porțiune, ea va trece oblic transversal și se va vărsa în vena azygos, drenând altfel tot spre vena cavă superioară. De multe ori, această vena hemiazygos este practic inexistentă. Sunt multe variații anatomice și atunci, în loc de azygos și hemiazygos, vom avea o singură venă și este centrată pe linia mediană a corpului. Avem doar o singură venă azygos care este mediană în acest punct. Dar, în general, la undeva la nivelul T6-T8, ea va migra și se va vărsa în vena azygos. Da? Deci aici vena azygos și aici vena hemiazygos. Mai avem o venă hemiazygos accesoria, care vine din partea stângă și se va vărsa în vena azygos deasupra anastomozei acesteia, adică aici, să punem să se evidențieze și mai bine la acest nivel, unde este anastomoza dintre cele două, practic, și atunci acolo se va vărsa și vena hemiazygos accesoria. Bun. Următorul element despre care o să vorbim este ductul toracic.
aflat cel mai în posterior față de elementele de care am discutat anterior. Este un duct limfatic care drenează limfa de la nivelul tuturor formațiunilor ce se află sub diafragm, adică membre inferioare și abdomen, ele a nașterii în trunchiurile lumbale drepte și stângi și cele intestinale și va merge în traiectul lui pe mediastinul posterior, o să vedem în desen cam cum va merge el. O să facem schematic și alte elemente ca să putem înțelege. Deci aici ar veni posteriorul, aici anteriorul, inferiorul și superior. Aici vom desena aorta toracică, schematic. Asta ar fi aorta toracică, o porțiune din ea. După care, vena azygos. Aici avem vena azygos. Practic, acest duct toracic va urca între aceste două structuri pe care le-am desenat, adică aici. Eu o să-l fac o idee mai mare, să se poate vedea și să înțelegeți care este, dar el este mult mai mic ca și calibru. Este aproape ca un fir de ață, dar are un rol foarte important, colectând limfa, drenând-o și vărsându-se practic la fel ca și... El se varsă practic în joncțiunea dintre mai sus, o să găsim vena subclavie stângă și vena jugulară internă. Aici avem o joncțiune care se numește și unghiul lui Pirogov. Și practic acest duct toracic se va vărsa, va ajunge și el în sistemul venos. Și apoi este drenat și circulă mai departe. Bun. Ca și alte elemente ce mai regăsim în acest mediastin posterior, ar fi niște noduli limfatici posteriori, care sunt distribuiți de-a lungul aortei toracice, care vor drena limfa din partea posterioară a coloanei vertebrale și de la diafragm, de jos, din inferior, și se vor vărsa tot în ductul toracic și acesta mai departe la juncțiunea dintre vena jugulară internă stângă și vena subclavie stângă. Ca și ultim element, situat cel mai posterior și printre cele mai importante ale acestei regiuni, ar fi trunchiul simpatic. Acest trunchi simpatic este constituit din mai mulți ganglioni. O să refacem desenul cu câteva vertebre pentru a vedea ca și idee ce înseamnă. Deci, practic, trunchiul simpatic ar veni aici nervișorii formați din niște ganglioni. Ei ies din porțiunile laterale ale coloanei vertebrale. Și, practic, asta înseamnă un trunchi nervos, interconectat între ei prin niște ganglioni. Ganglioni simpatici, că vorbim de trunchiul simpatic. Dacă vorbim de inervație parasimpatică, vorbim de nervii vagi, care se distribuie în tot toracele, în tot abdomenul și asigură inervația parasimpatică. Practic, asta înseamnă trunchiul simpatic. E o rețea de 11-12 ganglioni care asigură inervația parasimpatică la nivelul toracelui, formând plex aortic, plex cardiac, plex esofagian și așa mai departe. La nivelul acestor ganglioni este important de știut că primul ganglion toracic plus ultimul ganglion cervical, aceștia doi fuzionează și formează un singur ganglion, denumit ganglionul stelat. Ganglionul stelat este ceva mai mare și de o importanță mai deosebită. După cum spuneam, acești ganglioni sunt conectați între ei printre niște fibre interganglionare. Să presupunem că aici ar veni diafragmul, el se va continua spre inferior de-a lungul coloanei vertebrale lumbare și va asigura inervația simpatică mai departe a viscerelor aflate la nivelul abdomenului.
Una dintre alte întrebări adresate de studenți era și de inervația simpatică și parasimpatică la nivelul abdomenului. Practic, ne-am repeta să facem aceleași desene, deoarece nu se schimbă cu absolut nimica, acest trunchi simpatic va continua să meargă pe traiectul lui la nivel de abdomen și va forma pentru fiecare organ în parte câte un plex. Când vorbim de inervație parasimpatică, atunci vine în discuție nervul vag. Și în cadrul nervului vag, voi face un scurt desen ca să înțelegem puțin raporturile lui cu esofagul la nivel de mediastin posterior. Să presupunem că aici este esofagul, aici sunt regiunile laterale, superior, inferior. Acesta fiind esofagul. Bun. Aici am avea diafragmul. Și să punem nervii vagi. Avem doi nervi vagi. Unul stâng, unul drept. Ei, la nivel de torace, vor coborâ de o parte și de alta a esofagului. Urmând ca, la nivel de diafragm, aceștia să se încrucișeze, adică cel stâng să vină în anterior și cel drept să meargă în posterior, urmând ca apoi să formeze la nivel de abdomen un trunchi vagal anterior și un trunchi vagal posterior și apoi să se distribuie la fiecare organ în parte. Așa, ca o formulă mnemotehnică pentru a putea reține care merge pe anterior și care pe posterior, ne gândim, poliția ne trage pe dreapta. Mâna stângă merge în sus, mâna dreaptă în spate și atunci vagul stâng merge în anterior, vagul drept merge în posterior. Și astfel, vagul va enerva parasimpatic fiecare organ în parte. Pentru fiecare organ sunt niște ramuri. La fel ca și enervația simpatică asigurată de trunchiul simpatic. Fiecare cu funcții diferite, simpatic, parasimpatic, dar ideea este aceeași. Și de multe ori, la examen, este omisă la răspunsuri, mulți studenți nu insistă pe partea de enervație a organelor. Deși li se spune că la examen, printre cele mai importante lucruri este enervația, pe lângă vascularizație și structură și așa mai departe. Eu vreau să vă mulțumesc pentru atenția acordată, sper să vă ajute aceste videoclipuri și cât de cât să vă faceți o idee mai bună asupra întrebărilor pe care le-ați adresat. Pe viitor, dacă vor mai fi întrebări, acestea ar fi bine să fie cât de cât țintite, adică porțiuni de anatomie mai micuțe pe care nu le înțelegeți. Au fost întrebări precum sistemul digestiv. Este o întrebare mult prea vastă, adică la sistemul digestiv poți vorbi ore în șir în continuare. Am vorbit o parte din el, o porțiune din esofag, am vorbit de ficat, dar ar fi bine ca întrebările să fie cât de cât țintite. O parte pe care nu o înțelegeți și vreți să vă fie explicată printr-un desen, să aveți o imagine de ansamblu sau o formulă mnemotehnică și așa mai departe. O seară bună tuturor!